Hei, bună tuturor, sunt Claudia Niță și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi, după cum vedeți, port acest machiaj de toamnă minunat, care îl iubesc din tot sufletul meu. Știu că tot timpul vă spun așa, că este unul din machiajele mele preferate, chiar este. Abia am așteptat să vină toamna ca să pot să fac genul acesta de machiaj. Știu că pot să-l fac oricând, dar parcă nu se pretează să-l faci vara, în toi verii, în iulie sau în august. Nu se pretează să faci un astfel de machiaj. Atunci machiajele sunt mai aerisite, mai vesele, mai nu cu buze așa închise la culoare. Dar am vrut să vă arăt și vouă care este machiajul meu preferat de toamnă sau care este machiajul pe care eu l-aș purta și îl și fac toamna. Nu uita să te abonezi canalului meu de YouTube dacă vrei să vezi mai multe clipuri de genul acesta și nu uita să apeși clopoțelul ca să primești o notificare de fiecare dată când postez un clip nou. Și dacă vrei să vezi cum am realizat acest look, rămâneți cu mine în continuare. Ok, să trecem la treabă, zic. Am aplicat fondul de ten de la Fenty cu burețelul, cu Beauty Blenderul, mi-am conturat sprâncenele și am fixat totul cu pudra de la Laura Mercier. Iar acum, ca să nu mai pierd timpul, tocmai de asta am făcut și acest pas, să trecem la machiajul ochilor. Pentru machiajul ochilor, aleg astăzi să fac un machiaj mai de toamnă, pentru că deja a venit frigul, e toamnă, culorile toamnei sunt minunate, de asta și aleg să fac un machiaj mai tomnatic puțin. Este unul din machiajele care mie îmi plac foarte, foarte mult, sper să vă placă și vouă. Arăt ca o fantomă cu fața asta așa albă. Primul lucru pe care îl fac, aplic baza, folosesc pe cea de la MAC, în nuanța Painterly. Îmi place această bază pentru că se aseamănă foarte mult cu culoarea pielii. O aplic cu o pensulă Kabuki de la Sigma cu numărul, nu mai scrie pe ea, s-a dus. Ba nu, scrie P80. Aplic pe toată pleoapa. Sunt atentă la sprâncene ca să nu stric forma pe care deja am făcut-o. După am să fixez totul cu fardul de la Makeup Geek în nuanța Baby Face, adică acesta. Cu pensula de la Kim de Susana Petre cu numărul SQ10. Este pensula mea preferată, este din păr de veveriță și e destul de măricică și pot să pun pe tot ochiul. Să aplic fard, să fixez de fapt. Rămân mai mult în zona de pliu. Aici mă interesează cel mai mult să fixez. Doresc să las pleoapa mobilă mai lipicioasă. După ce am terminat cu zona pliului, vreau să aplic un fard mai turbat, cred. Am să folosesc tot paleta de la Jaclyn Hill, pentru că mi se pare că are foarte multe culori drăguțe cu care mă pot juca și am să aplic și culoare de trecere, culoarea aceasta de aici, în combinație cu, stați să găsesc că nu știu unde e, aceasta de aici. Pensula pentru acest pas este de la Barocco cu numărul R256 și încep din pliu. Îmi place foarte mult această paletă. De când o am, să știți că numai cu ea lucrez. Adăugați puțin câte puțin. Am observat că îmi place toamna să realizez lucruri de genul acesta foarte, foarte mult. Alungesc puțin machiajul, dar nu foarte, foarte mult. Atât cât îmi permite ochiul, nu mă duc cu alungirea machiajului până în urechi. În pliu am să aplic această culoare cu pensula de la Zoeva 231. Uau, ce fain, vișniu! Scutur bine pensula și pornesc din nou din pliu, din colțul exterior al ochiului, pardon. Urc ușor în pliu. Intru și pe pleoapa mobilă puțin în exterior, ca să leg puțin machiajul, să aibă o logică tot ceea ce fac eu.
Ok, după ce am aplicat și acest vișiniu minunat de care sunt foarte îndrăgostită, am să mai aplic în colțul exterior ultima nuanță, cea mai închisă, și am să aleg această nuanță, aceasta de aici, combinată cu aceasta. Deci acestea două am să le combin și am să aplic cu pensula de la Kim de Suzana Petre cu numărul EP07. Am să aplic din colțul exterior al ochiului cât mai aproape de baza genelor ca să formăm umbra cu mișcări foarte, foarte ușoare, să nu apăsați pe pensulă. Iar cu pensula aceasta de la Morphe, este o pensulă curată, M149, am să distribui toată culoarea asta așa frumos. Să fie doar o idee din această culoare. Bine, am terminat cu baza, iar acum am să folosesc această paletă de la Dose of Colors. Am să folosesc această culoare, aceasta, este un mov cu irizații așa foarte, foarte drăguț. Această culoare am să o aplic cu degetul, pentru că așa funcționează cel mai bine. Am să iau pe deget și am să aplic pe toată pleoapa mobilă, cu mare, mare atenție! Aplic așa grosul, să spun, iar după o să finisez cu o pensulică mai mică, pentru că nu merge cu degetul tot. Nu am atât de multă precizie cu degetul, mai ales în locurile acelea mai micuțe. Am să iau acum o pensulă plată de la Kim de Suzana Petre cu numărul EP10 și am să iau fard cu această pensulă, deși se ia foarte, foarte greu. Am să încerc să mai aplic pe zonele astea. E nasol când aplici cu pensula pentru că există risc foarte, foarte mare să cadă, dar sunt câteva detalii care trebuie aplicate cu pensula pentru că degetul fiind gros nu intră în zonele în care eu îmi doresc. Așa că mă chinui puțin cu pensula, chiar dacă îmi cade fard, am să-l șterg cu grijă după. Eu nu sunt fan mov în mod normal, dar în combinația aceasta chiar îmi place. Acum am să continui cu partea de jos a ochilor. Am să folosesc primele două culori pe care le-am folosit și în partea de sus, cu o pensulă micuță pe care la mine nu mai scrie numărul, e o pensulă foarte mică și plată. Și am să încep din colțul exterior al ochiului, spre colțul interior cu o pensulă apoi curată Kim de Suzana Petre SQ04 de tip creion, mai micuță și îngustă. Am să distribui culoarea pe care am aplicat-o înainte ca să nu existe linii dure. Am să fac și în cealaltă parte la fel. Apoi am să aplic acel roșu pe care l-am aplicat și înainte, deci fac exact același lucru pe care l-am făcut în partea de sus. Exact aceleași culori le aplic și în partea de jos. Ok, am terminat cu ochii, acum am să aplic rimelul de la Essence Lash Princess. În mod normal ar fi trebuit să aplic și niște gene false, dar din păcate nu mai am gene false de tip bandă, iar la cele smocuri nu mă bag să mi le pun eu pentru că îmi scot ochii. La un ochi reușesc să mi le pun, dar la celălalt ochi sunt varză, nu pot. Apreciez foarte, foarte mult fetele care reușesc să-și pună smocuri la ambii ochi ca lumea și nu stau 5 ore, ca mine, eu aș sta 5 ore sigur, și nu-și scot ochii, cred că asta e cel mai important lucru. Bineînțeles că acest machiaj ar arăta mult, mult mai frumos cu gene false. Acum o să continu cu fața. Am să aplic de la Hourglass iluminatorul acesta, primul. Tot cu pensula de la Kim de Suzana Petre FG12. Iau puțin iluminator. Peste ăsta o să vin cu încă un iluminator. Asta este doar așa ca o bază.
mă ajută să luminez zona, ca să zic așa. Îmi plac iluminatoarele de la Hourglass pentru că au o textură foarte, foarte fină. Lucrul ăsta îmi place cel mai mult la el. Nu au particule mari de lumină. Pentru mine e important acest aspect, pentru că mie nu-mi plac iluminatoarele cu particule mari de lumină. După ce am aplicat iluminatorul de la Hourglass, peste el am să aplic iluminatorul de la Dose of Colors în nuanța Fuego. Este din colecția Desi & Katie de la Dose of Colors. Iau puțin și pun peste. Un pic, nu foarte, foarte mult. Pentru că deja este iarnă și iarna, din punctul meu de vedere, nu se mai aplică atât de mult iluminator cât se aplică vara. Trebuie să fiți puțin mai atente cu iluminatorul iarna, de asta încercați să alegeți produse cu particule mici de produs. Am să aplic și bronzerul, l-am ales pe acesta de la, nici nu știu cum se numește, Butter Bronzer. Este un bronzer pe care eu îl compar foarte mult cu cel de la Marc Jacobs. Uai, și are un miros superb. Deci toate clientele mele când deschid produsul ăsta zic: uai, ce frumos miroase! Eu îl am de la Roxana. Roxana are și ea canal de YouTube și mi l-a făcut cadou și cu ocazia aceasta vreau să-i mulțumesc încă o dată. Nu ne-am cunoscut personal, dar asta probabil că nu ne împiedică să vorbim și să ne înțelegem bine. Așa că da, îți mulțumesc, Roxana, pentru acest cadou minunat. Pensul o folosesc pe cea de la Kim de Suzana Petre cu numărul FGB20. Este un bronzer mai neutru, pentru că nu vreau să insist foarte mult la față, adică vreau să mi-o accentuez, bineînțeles, am bronzer, contur și așa mai departe, dar nu vreau să exagerez. Ok. Acum am să folosesc paleta de la Kat Von D, nuanța aceasta. Prima nuanță. Pentru a-mi contura fața. Conturul nu trebuie să depășească sprânceana niciodată. Și nu lăsată gen dungă, trebuie distribuită și blenduită foarte, foarte bine. Și blush am să-l aplic pe acesta de la Atelier Paris, nuanța, nu, Pink Light. Sunt doar două blush-uri la Atelier Paris, Pink Light și încă unul mai portocaliu. Pare el foarte roz, dar să știți că în realitate nu este atât de roz. Se combină foarte, foarte bine cu look-ul acesta de astăzi. Pentru că nu vreau să am un blush care să se vadă din avion. Vreau să fiu un blush mai discret puțin. Și acum o să facem buzele. Ca și creion am să-l folosesc pe acesta de la La Cordi cu numărul 314. Este un vișiniu foarte drăguț. Și am să-mi conturez buzele. Să fiți foarte atente atunci când alegeți rujuri de culoare închisă, pentru că e foarte, foarte greu de lucrat cu aceste rujuri. După ce am aplicat creionul, ca și bază, am să aplic acest ruj de la Dose of Colors. Am să aplic cu pensula de la Kim de Suzana Petre cu numărul E103. Dacă nu mă înșel, această pensulă este pentru linia de tuș. Baza am să o aplic cu aplicatorul.
Am terminat și cu buzele, acum am să fixez tot machiajul cu acest spray de fixare de la Gerard Cosmetics, Slay All Day, cu miros de watermelon. Ce frumos miroase! Cam acesta este lucrul de astăzi. Eu sper să vă placă acest machiaj. Știu că multe dintre voi m-ați rugat să fac machiaje mai intense și mai colorate. Cam ăsta ar fi stilul meu de machiaj colorat. Nu cred că o să vedeți la mine vreodată machiaje cu albastru, cu verde, cu galben, cu culori din astea. Nu sunt stilul meu și nu am să fac genul acesta de machiaj, nici măcar machiaj de Halloween. Maximum la machiajul meu de Halloween ar fi să, nu știu, să mă deghizez într-o doctoriță sau, nu știu, oricum nu machiaj în acelea cu sânge, nu nebunii, nu-mi plac, nu sunt genul meu. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați uitat la clip până la sfârșit, vă pup cu drag, vă îmbrățișez și ne revedem data viitoare cu un nou clip. Ciao!